Inspectoratul pentru situații de urgență Suceava a fost anunțat despre faptul că o persoană în vârstă nu răspunde la ușă de câteva ore. O ambulanță SMUR, dar și o autospecială de descarcerare au fost prezente la blocul situat pe strada Samuil Isopescu, unde a fost spartă ușa locuinței. Bătrâna în vârstă de 81 de ani era căzută în casă, echipajul SMURT fiind nevoit să-i acorde primul ajutor. Femeia a refuzat însă internarea în spital, deoarece a declarat că se simte bine. Am venit la ea să-i aduc ceva mâncare, am bătut în ușă după două ore, nu a răspuns. Pe urmă am dat un telefon înăuntru iarăși, nu a răspuns. Și am mai încercat vreo două ori și a stat o jumătate de oră, poate și bine. Și am dat telefon la fixa, că e Galați. Și am zis, dacă într-o jumătate de oră nu răspunde, strică ușa și intrat înăuntru. Și am dat telefon la pompieri și au venit băieți cu pompieri și... Na, acum îmbrăcat, acum e mai bine, văd că și-o revenit. Da, și este în vârstă, are probleme de sănătate? Are 81 de ani. Da, e bolnav, e cu inima, are un preinfart și-o pus în sendele alea. A fost operată la Iași, acum și-o revenit, se simte mai bine.